Guvernul indian se opune recunoașterii căsătoriilor între persoanele de același sex. Potrivit unui dosar depus duminică la Curtea Supremă, guvernul cere instanței să respingă contestațiile depuse de cuplurile LGBT la actualul cadru legislativ. Ministerul Justiției din India consideră că, deși pot exista diverse forme de relații în societate, recunoașterea legală a căsătoriei este doar pentru relațiile heterosexuale, iar statul are un interes legitim în menținerea acestui lucru, potrivit unui document citat de Reuters. Conviețuirea ca partener și întreținerea de relații sexuale de către persoanele de același sex nu este comparabilă cu conceptul indian de unitate familială formată dintr-un soț, o soție și copii, a argumentat ministerul. Instanței nu îi se poate cere să schimbe întreaga politică legislativă a țării, adânc înrădăcinată în normele religioase și sociale, mai menține ministerul indian. Acesta consideră că orice modificare a structurii juridice ar trebui să fie de competența Parlamentului. Într-un verdict istoric din 2018, Instanța Supremă din India a dezincriminat homosexualitatea, eliminând o interdicție din epoca colonială privind relațiile sexuale între homosexuali. Cazul actual este văzut ca o nouă evoluție importantă privind drepturile LGBT în India. Cel puțin 15 cereri, unele întocmite de cupluri homosexuale, au fost depuse în ultimele luni pentru a cere instanței să recunoască căsătoriile între persoanele de același sex, pregătind terenul pentru această confruntare juridică cu guvernul premierului Narendra Modi. Totuși, în India, problema căsătoriilor între persoanele de același sex este sensibilă. Homosexualitatea este un punct tabu pentru mulți dintre cei care trăiesc în țara conservatoare din punct de vedere social și cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori. Cazurile urmează să fie audiate luni la Curtea Supremă. Sursa Mediafax. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.